La ce factură avem de plătit? Cineva care ne iubește nu ne aprinde lumina, asta e clar. Lumina către care pleacă ai noștri cu iubirea lor e lumina învierii. Vă rog, liniștiți-vă. Priviți atenți în noaptea de înviere lui Hristos de pe cruce și veți înțelege. Nu a murit ca să avem noi semne. Semnul cel mai mare al iubirii noastre și al împlinirii noastre cu oamenii este învierea lui. Cel mai frumos sentiment pe care l-ai ca preot în slujire este în noaptea de înviere, când intri în biserică și este stinsă total lumina, doar într-un colț e un mac de lumină dintr-o candelă. E singurul care poate să ne aprindă lumina. Și ce lumină! Dacă nădăjdim în semne și în minuni din astea perisabile, noi înșine ne arătăm a fi perisabili. Dacă noi credem în răsăritul de sus care este Hristos, suntem noi înșine răsăritul unii altora.